Ceva esențial pentru ce a făcut el pentru programul de infrastructură rutieră din România. O să-mi asum riscul ca împotriva propagandei PD care va începe pe mine în România să spun eu lucrul ăsta. Domnul prim-ministru Tăriceanu a lăsat României cei mai mulți kilometri de autostradă deschiși în toată istoria României, de la începutul ei și până astăzi, respectiv 110 km pe tronsonul Bormești-Constanța, 20 de km pe 14 km pe centura Piteștiului, profilul de autostradă a centrului Piteștiului, și putem să adăugăm și drumul expres către Giurgiu, care mai sunt încă aproximativ 60 de km. În afară de acești kilometri pe care guvernul liberal i-a deschis, în lucru la predarea mandatului domnului Tăriceanu către domnul Boc, se mai aflau peste 200 de kilometri de autostradă, din care până astăzi, după ce au întrerupt complet finanțarea pe autostrăzi timp de un an și jumătate, guvernul Boc nu a reușit să deschidă decât, dacă nu mă înșel, 70 de kilometri. Între timp, pierderile pe autostrada Transilvania depășesc 30 de milioane de euro din cauza faptului că lucrările n-au fost urmărite. În fine, deci până acum, în istoria României, de la începuturile ei, domnul prim-ministru Tăriceanu este singurul care ar putea să se laude cu, să zicem, demararea unor lucrări serioase în acest domeniu și cu o finanțare reală, singura perioadă în care România a alocat mai mult de 1 miliard de euro pentru un an pentru construcția de autostrăzi.